Deschidem serviciul divin din seara aceasta cu cântarea numărul 61, care e titlul Eu am un loc ce-mi place mult. Tatăl nostru care ești în ceruri, am venit la picioarele tale și cu ocazia aceasta ca să ascultăm solia ta, cuvântul tău. Te rugăm, deschide inimile noastre, mintea noastră, să pătrundă până în adâncul inimii noastre ceea ce vrei tu să ne spui. Mesajul tău să-l primim ca de la tine. Binecuvintează pastorul care va vorbi de la tine, binecuvintează-ne așa cum suntem aici, binecuvintează pe toți aceia care n-au venit. Amin. Tu știi din ce cauză ar fi vrut să vin aici, dar ei nu sunt aici. Le lipsim prezența lor, binecuvintează acolo unde sunt. Ajută-ne ca să te vedem pe tine în orice pas. Vrem să așteptăm venirea ta și să așteptăm cu dor cuvintele tale. Amin. Îți mulțumim prin Domnul Hristos. Amin. Pacea Domnului, bine v-am găsit! Eu personal sunt foarte recunoscător că Domnul ne-a ajutat să ajungem în timp. Am prins ceva trafic pe drum și tare mi-era teamă că nu vom ajunge la vreme.
Mă întrebam ce veți face dacă noi nu ajungem. Și am zis, dacă nu venim, probabil că veți cânta, sigur. Și chiar mă gândisem să mai cântăm o cântare sau două. Mi-am lăsat vioara în mașină. Am adus-o cu mine, dar am zis că dacă nu e nevoie, nu o aduc în seara asta. Dar eu simțeam nevoia să mai cânt un pic cu dumneavoastră, dar nu mi s-a dat voie. De asemenea, chiar la plecare de acasă, când a trebuit să vizităm pe cineva în spital și a luat mai mult timp decât nu am găsit loc de parcare, pur și simplu în spital, a fost astăzi ziua veteranilor și era o paradă acolo, nu am găsit loc de parcare, până la urmă, pe vreo 15-20 de minute am găsit un loc de parcare, până am vizitat pe acest tânăr care, cu o experiență interesantă, a avut o operație săptămâna aceasta și Dumnezeu l-a ajutat să treacă într-un mod neașteptat și pozitiv. Și am vrut să mergem în sfârșit. Am plecat un pic mai târziu, ne grăbeam și când să trecem de pe o linie pe alta, eu cred că m-am asigurat destul de bine, dar venea cineva din spatele meu și mi-a tăiat calea, era să ne jâlim mașinile, da, și nu numai mașinile. Din fericire, Domnul ne-a păzit, așa că suntem recunoscători că Domnul ne-a îngăduit să ajungem cu bine. Pentru studiul nostru din acest sabat, am să vă propun să studiem împreună viața unui om, atât cât este ea descrisă în Biblie. Mai înainte, aș vrea să citesc, înainte de a ne opri la omul acesta, aș vrea să citesc un paragraf din Evanghelia după Marcu, din capitolul 9. Că aveți Biblia, vă invit să deschideți împreună cu mine Evanghelia după Marcu, capitolul 9. Citesc de la versetul 2. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus singur deoparte pe un munte înalt. Era obiceiul Domnului Iisus ca din când în când să se retragă în singurătate pentru meditație și rugăciune. Și de data aceasta a luat cu el pe cei pe care îi mai lua de obicei, pe cei trei ucenici. M-am întrebat, avem noi obiceiul acesta ca din când în când să ne retragem pentru meditație și rugăciune în singurătate și uneori să mai luăm cu noi pe cineva, fie ei membrii familiei sau fie vreun prieten. Domnul Iisus făcea lucrul acesta în mod repetat. Acolo s-a schimbat la față înaintea lor, zice Biblia. Hainele lui s-au făcut strălucitoare, foarte albe. Și apoi versetul 4 ne spune, Ilie li s-a arătat împreună cu Moise și sta de vorbă cu Iisus. În această experiență deosebită, în timp ce Domnul Iisus este pe munte și se roagă, în timp ce Domnul Iisus vorbește cu Tatăl, ucenicii... ce s-a întâmplat cu ucenicii? Adormiseră. Probabil că și eu, dacă aș fi fost unul dintre ucenici, aș fi pățit la fel. Ucenicii au adormit, dar Biblia ne spune că a răspuns la rugăciunea Domnului Iisus, Ilie și cu Moise. Două dintre persoanele, dintre personajele cele mai importante din întreaga istorie biblică. Nu știm despre prea mulți oameni să se fi înălțat la cer, da? Câte persoane știți dumneavoastră că în conformitate cu ceea ce știm din Biblie, sunt în ceruri acum? Moise, Ilie și cu Enoch. Da? Și mai sunt cei care au înviat la Domnul Iisus, la învierea Domnului Iisus, dar nu știm cine sunt și în ce număr și așa mai departe. Dar clar știm despre aceste trei persoane. În mod special, Moise și cu Ilie au venit să vorbească cu Domnul Iisus Hristos. Inspirația ne spune, sora ei ne spune că cei doi oameni, Moise și cu Ilie, reprezintă, de fapt, două categorii reprezintă categoriile celor mântuiți. Moise reprezintă pe aceia care au adormit în Domnul și care vor fi înviați, așa cum s-a întâmplat cu Moise. Ilie reprezintă pe aceia care vor fi în viață la venirea Domnului Iisus. Deci, din acest motiv, Ilie devine un model. Da? Deci, Ilie devine un model. El reprezintă, putem spune, ultima generație a celor credincioși care vor aștepta și vor vedea pe Domnul Iisus Hristos fiind în viață.
Probabil că cei mai mulți dintre noi credem că vom fi în viața la a doua venire a Domnului Iisus, da? Studiind viața lui Ilie, cred că vom reuși să înțelegem câte ceva despre ce se poate întâmpla cu aceia care vor trăi în ultima generație. Și din acest motiv, pentru sabatul acesta aș dori să vă invit atenția, să vă atrag atenția către Ilie, către acest personaj foarte interesant. Sunt de asemenea câteva elemente comune între Ilie și ultima generație. Eu am găsit 7 este un număr care are o anumită corespondență cu adventiștii de ziua 7, da? Și numărul 7 este un număr deosebit în general. Deci, în primul rând, Ilie apare într-un moment de, și vom reveni la aspectul acesta, de completă apostazie în Israel. Deci Ilie apare într-un moment de completă apostazie în Israel. Ultima generație va trăi într-o perioadă de mare, de apostazie globală. Și apostazia generală a omenirii va ajunge un punct de maximă intensitate. În al doilea rând, Ahab, care reprezenta poporul lui Dumnezeu, se căsătorește cu Izabela. Această căsătorie este foarte interesantă. Deci Ahab era evreu, el trebuia să fie un copil credincios al lui Dumnezeu. Izabela este o păgână și vom vorbi despre ei un pic mai târziu, dar această căsătorie interesantă va reprezenta probabil o altă căsătorie, și anume puterea civilă unită cu puterea religioasă. Așa cum Ahab și cu Izabela au persecutat pe poporul lui Dumnezeu și în special pe Ilie, tot astfel puterea civilă unită cu puterea religioasă apostaziată se vor uni în a persecuta pe copiii lui Dumnezeu. Punctul al treilea este că Ilie apare într-un moment de criză economică și Biblia spune că era secet. Seceta reprezintă o perioadă de... În Biblie, seceta reprezenta criză economică. Știm de asemenea că în ultimele zile poporul Domnului va trece prin multe încercări, dar ei vor trăi într-o perioadă de mare criză economică. Ilie în sine este un personaj interesant. Ilie apare singur. Nu știm nimic despre familia lui, părinții lui, dacă a fost căsătorit, dacă n-a fost căsătorit, dacă a avut copii. Nu știm absolut nimic despre el. Este foarte interesant că Ilie are o chemare directă de la Dumnezeu și din această perspectivă, misiunea lui Ilie este unică și singurul lucru care contează. Poporul lui Dumnezeu care vor trăi în ultimele zile sau în zile care preced venirea Domnului Iisus Hristos, pentru ei, misiunea lor care va fi propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, pentru care este ultimul apel pe care Dumnezeu îl mai face unei omeniri decăzute, va fi lucru care va conta pentru ei cel mai mult. Poate că mai mult decât viața lor socială, mai mult decât familiile lor, mai mult decât orice altceva. Punctul numărul 5 este că Dumnezeu îl susține pe Ilie într-un mod miraculos. Vom citi în această seară. Ilie îl susține pe Ilie și Ilie scapă, este salvat într-un mod miraculos. Scapă de foamete, merge dintr-un loc într-altul, este păzit de persecuție și până la urmă, trecând prin toate, Dumnezeu îl salvează. Deci din această perspectivă, copiii lui Dumnezeu, care vor trăi în zilele din urmă, în ciuda greutăților prin care vor trece, ei vor fi salvați în cele din urmă. Punctul numărul 6 este pe muntele Carmel, așa cum cei mai mulți vă aduceți aminte, Dumnezeu se va descoperi într-un mod vizibil și indiscutabil. De asemenea, cred că în ultima generație Dumnezeu va face un apel însoțit de semne și minuni, așa cum nu a mai văzut niciodată, probabil din vremea apostolilor. Iar ultimul punct este acela că Ilie a fost luat la ceruri și misiunea lui, în ciuda greutăților prin care a trecut, se încheie ca învingător, cum ne descrie Biblia, un car de foc a venit și l-a luat și Ilie se înalță la cer. Generația aceea care vor vedea pe Domnul Iisus Hristos vor lăsa în cele din urmă totul în urmă. Vor lăsa totul în urmă. Și
Nu le va mai păsa de nimic, pentru că mântuirea pe care Dumnezeu o va oferi va șterge din mintea lor orice urmă de durere și de tristețe și de necaz din această lume. Așa cum Ilie, când a fost luat în carul de foc, probabil nu s-a mai uitat în urmă, cum știți, și a lăsat mantaua. Dar în rest, Ilie nu i-a mai păsat de nimic. Tot așa și ultima generație a copiilor lui Dumnezeu vor lăsa în urmă totul atunci când vor vedea pe Domnul Iisus Hristos. Aceste 7 puncte, pot fi mai multe, dar la aceste 7 puncte m-am gândit că reprezentând o paralelă dintre Ilie și generația lui și copiii lui Dumnezeu care vor trăi zilele de pe urmă. Deci, în această seară și mâine, am să vă invit cu mine să mă urmați în această istorie biblică care are, zic eu, implicații pentru cei care vor trăi zilele de pe urmă, adică probabil eu și cu dumneavoastră. Deci, 1 Împărați, capitolul 17, este capitolul unde Ilie apare pentru prima dată în Biblie. 1 Împărați, capitolul 17, pe vremuri vă puteam spune, pagina 379 este în Biblia pe care eu o folosesc. Și aici apare pentru prima dată Ilie în capitolul 17. Dar Biblia ne spune în ce context apare Ilie. Și la data aceasta, împărat este Ahab. Fără a intra în prea multe amănunte, versetul 30 din capitolul 16 ne spune: Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât toți cei care fuseseră înaintea lui. Deci ceea ce observăm noi că se întâmplă în generația aceasta a lui Ilie este că fuseseră mulți împărați răi, unul după altul au venit. Și e foarte interesant că are loc o degenerare progresivă. În poporul Israel a avut loc o degenerare progresivă dintr-o generație din rău în mai rău, de la o generație la alta. Așa se face că atunci când Ahab ajunge la putere, Biblia spune că el a făcut mai rău decât toți cei care au fost înaintea lui. E foarte interesant că eu cred că Satana lucrează pe termen lung. El nu se oprește la azi și mâine. Nu mă îndoiesc de faptul că Satana face planuri pe termen foarte lung. El gândește din generație în generație. El încearcă să distrugă nu doar pe cei de astăzi, el încearcă să-i distrugă pe cei de mâine. Și el este foarte, foarte, foarte abil în a face lucrurile acestea. Mă uit la unele lucruri și mă gândesc mult la ele. Mă uit la generațiile de copii și la generațiile de tineri de astăzi. Mă uit la mulți dintre ei. Am simțământul că generația de tineri, mulți din generația de tineri care sunt de 15, 16, 17, 18, 20 de ani, mulți dintre ei sunt total dezorientați. Nu au nicio lipsă de sens. Ceva se întâmplă, cred personal, cu generațiile în care eu trăiesc. Este foarte interesant că în anii 60, când Elvis Presley era la mare vogă, ca fiind regele rockului, lumea de atunci, lumea din vremea lui, citeam undeva un raport despre el cu niște ani de zile în urmă, deci cei din vremea lui nu-l filmau tot corpul, ci-l filmau când cânta, de multe ori îl filmau numai de la brâu în sus, pentru că mișcările lui erau de o natură foarte îndoielnică. Și aceasta era așa cum gândea societatea de atunci, cum gândeau chiar cei din lumea aceasta a muzicii și a filmului. Dar lucrurile au evoluat, deci dacă vă gândiți în 40 de ani, lucrurile s-au schimbat foarte mult în lume, foarte mult în lume, în general. Cum spuneam, mă uit la generațiile de tineri și de copii. Trăim într-o lume interesantă. Și eu cred că Satana, cum spuneam, lucrează pe termen lung. În perioada aceasta, Ahab devenise, el însuși, Ahab, era rezultatul unei degradări morale dintr-o generație într-alta. Și cum spuneam, Biblia ne spune că a făcut mai rău decât toți și dinaintea lui. Și Biblia spune că și cum ar fi fost puțin pentru el să se dedea la păcatele lui Ieroboam, a mai luat de nevastă pe Izabela, fata lui Et Baal, împăratul Sidoniților,
și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. Au fost mulți împărați răi, decăzuți înaintea lui Ahab. Dar Ahab face un lucru pe care alții nu-l făcuseră. El se căsătorește cu o prințesă păgână și instaurează în mod oficial în Israel, în poporul lui Dumnezeu, baalismul ca fiind religia oficială, ca fiind religia poporului Dumnezeu. Deci, zice, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. El care trebuia să fie împăratul avea desigur un rol politic și nu doar politic, ci avea un impact asupra poporului. El devenise foarte decăzut, iar prin căsătoria aceasta mixă a adus aceste elemente păgâne și în poporul care trebuia să fie poporul lui Dumnezeu. Baalismul devine religia națională pentru cei care fuseseră cândva copiii lui Dumnezeu. Este foarte interesant dacă v-aș întreba care este credința sau religia națională în Statele Unite, dacă cineva ar pune această întrebare la ora aceasta, nu știu ce ați spune dumneavoastră. Probabil că cei mai mulți ar spune creștinismul, da? Mă uitam peste o statistică. Nu mi-aduc aminte, acum vreo 30 de ani în urma unei statistici, 96% din populație s-au declarat creștini. Procentul creștinilor a scăzut în mod semnificativ în ziua de astăzi, nu mi-aduc aminte, spuneau de ceva de 60%, celor care se declară creștini. Acum, dacă vă gândiți dintre cei care se declară creștini, câți sunt cu adevărat oameni care trăiesc un creștinism autentic? Probabil foarte puțin. Deci, acesta este Ahab, a domnit între 870 și 850 înainte de Domnul Iisus. El, cum spuneam, face o reformă, dar din păcate face o reformă negativă. Biblia menționează câteva lucruri, spune în versetul 32, a ridicat un altar lui Baal în templul lui Baal pe care l-a zidit în Samaria. Samaria era capitala regatului de nord și a făcut un idol Astartei. Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Ilie apare într-un moment foarte dificil al națiunii, al poporului Israel. Corupția spirituală era devenise pe față. Oamenii trăiesc în păcat, uneori se mai ascund, le mai e rușine, mai păcătuiesc, mai mint, nu spun, deci nu. Dar în vremea lui Ahab devenise în mod ostentativ păcătos. În versetul 34 face o mențiune foarte interesantă și spune, pe vremea lui, Hilel din Betel a zidit iarăși Ierihonul, i-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâi lui născut, i-a pus porțile cu prețul lui Serug, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun. Atunci când evreii au cucerit Canaanul, prima cetate pe care i-au cucerit-o a fost Ierihonul. Cine a cucerit Ierihonul? Cine a dărâmat zidurile Ierihonului? Armata evreilor? Nu, Dumnezeu. Și Ierihonul urma să rămână o cetate dărâmată totdeauna. De ce? Ca o aducere aminte pentru poporul Israel că Dumnezeu este cel care îi condusese, Dumnezeu este cel care adusese în această țară, că Dumnezeu era Dumnezeul lor și lupta pentru ei. Și atunci când i-au cucerit Ierihonul, Iosua a pronunțat un blestem în numele Domnului și a zis, blestemat să fie cel care va zidi din nou Ierihonul. Să-i pună temeliile cu prețul fiului său întâi născut, cu prețul întâiului născut și să-i pună porțile cu prețul celui mai tânăr dintre fiii lui. Adică au pus temeliile și unul dintre copiii a murit când cetatea s-a terminat de zidit și când cei din urmă au pus porțile, a murit un alt fiu. Ceea ce a făcut omul acesta, de fapt, Hilel, acest Hilel din Betel,
Era un act de răzvrătire pe față. Era un act de răzvrătire deschisă. Toți știau ce spusese Domnul prin prorocul și conducătorul Iosua. Dar acest om a venit și a zis: povești. Cui mai pasă? Ăla-s bazme. Nu credem în așa ceva. Și în mod ostentativ și pe față a pur și simplu a sfidat cuvântul lui Dumnezeu. Aceste lucruri se întâmplau pe vremea lui Baal, nu s-au întâmplat mai devreme. De ce este semnificativ, zic eu, lucrul acesta? Există uneori tendința să ne descurajăm când ne uităm la lumea în care trăim, când ne uităm la contextul social, la contextul politic. Toată săptămâna asta, mulți dintre dumneavoastră sau unii dintre dumneavoastră au fost foarte emoțional încărcați datorită evenimentelor politice din Statele Unite, desigur, unii mai mult decât alții. Cred că nu trebuie să uităm niciodată că copiii lui Dumnezeu sau unii dintre copiii lui Dumnezeu au trăit în momente foarte dificile ale istoriei omenești. Ilie apare într-un moment de mare, mare, mare criză. Capitolul 17 din Întâi Împărați începe: Ilie Tishbitul, unul dintre locuitorii Galadului. Nu știm, cum spuneam la început, nu știm nimic despre Ilie. Cine este omul ăsta? De unde vine? Știm un singur lucru, că numele lui înseamnă, numele lui în limba ebraică înseamnă Jehova este Dumnezeul meu. Ilie apare cu o identitate foarte clară și foarte unică. El, interesant că Ilie apare de undeva de dincolo de Iordan. Ilie nu era parte din elita națiunii, nu era parte nici din oamenii de stat, nici din cei foarte educați, probabil nici dintre preoți. Ilie apare de niciunde, cum s-ar zice. Și apare dintr-o dată în Biblie. Capitolul 17. Și spune că s-a dus direct la Ahab. M-am întrebat dintotdeauna, de unde atâta curaj? De unde atâta curaj pe acest om? M-am întrebat de asemenea ce vârstă o fi având Ilie. Să-i fost de 75 de ani, de 80 de ani? Nu știu, Biblia nu ne spune nimic, deci ce aș putea să trag sunt doar păreri personale. Dar nu cred, nu știu de ce, nu cred. Să fi avut 20, nu știu. 25, nu știu. Poate, nu știu. 30, 40, nu știu nimic. Faptul că Biblia nu menționează nimic despre familia lui, poate că, cum zic, n-am găsit nimic scris despre vârsta lui Ilie. Dar faptul că Biblia nu ne menționează absolut nimic despre familia lui, a fost căsătorit, necăsătorit, copii, n-a avut copii, Biblia uneori ne spune lucrul acesta. Mă face să cred că Ilie era totuși un om tânăr. Nu este prima dată când Dumnezeu cheamă oameni tineri pentru o anumită misiune foarte specială. Nu este pentru prima dată. Samuel chemat în tinerețe, Iosif chemat în tinerețe, Daniel chemat în tinerețe, Ieremia chemat în tinerețe și lista este foarte lungă. Ioan Botezătorul chemat în tinerețe. Domnul Iisus Hristos își desfășoară lucrarea și încheie lucrarea într-o perioadă în care putem spune tânăr. Aceasta mă face să cred că în vremurile de pe urmă Dumnezeu va avea, n-am nici o îndoială, Dumnezeu se va folosi de noi toți care îl iubim, dar cred că Dumnezeu va avea o misiune specială pentru generația de tineri care vor trăi în ultima generație. Atât cât de uneori vorbesc cu mulți părinți, se întreabă copiii mei ce-o fi cu ei, ce fac cu ei, numai rar că găsești un tânăr care să fie, în aparență cel puțin, de multe ori rar găsești un tânăr care să, îl vezi că este serios și dedicat cu privire la lucruri spirituale. Să n-aveți nicio îndoială, să n-avem nicio îndoială. Lucrarea lui Dumnezeu din vremurile de pe urmă se va încheia cu un grup de tineri care vor iubi pe Dumnezeu așa cum a fost Ilie. Și care vor fi, cred eu, însoțit de un curaj care va sfida orice regulă a ceea ce noi considerăm normal. Deci, numele lui Ilie era Jehova este Dumnezeul meu. În momentul în care Ilie apare
la curtea lui Ahab, probabil că nimeni, cum zicem noi, nu dădea doi bani pe el. Probabil că era îmbrăcat ca un om foarte simplu. Se înfățișează la curtea. Deci Ahab a fost unul dintre împărații puternici. A avut o lungă domnie. Dintre palatele care au fost reconstituite și s-au descoperit mai târziu, în Samaria s-a descoperit palatul lui Ahab. Peste 30.000 de plăcuțe de fildeș erau din palatul lui. Deci Ahab nu era un rămas în urmă care trăia într-un cort. Nu. El trăia într-un palat cu pereți căptușiți cu fildeș, cu plăcuțe de fildeș. Era un om care a soldat și putere. Idia apare înaintea lui ca un om foarte simplu. Este, cu cât este, știți acea vorbă care zice, cu cât este noaptea mai întunecoasă, cu atât stelele strălucesc mai puternic. Elia apare ca un meteor dintr-o dată, foarte strălucitor, intră în palat, în palatul lui Ahab, nu cere voie, nu cere permisiune, nu dă nici telefoane, nici nu cere audiență. Merge direct la el și spune: viu este Domnul Dumnezeul lui Israel. De generații, de generații, credința în adevăratul Dumnezeu pierise. Iar Ahab este ultimul maestru al distrugerii adevăratei credințe în Dumnezeu. Izabela dădea tonul și spunea: Dumnezeul vostru a murit. Ahab cânta după ea, sutele de preoți ai lui Baal și Astartei cântau cu toți în cor: Dumnezeul lui Israel a murit, e mort. Și apare Elie dintr-o dată cu acest mesaj, fără niciun fel de îndoială: viu este Dumnezeul, viu este Domnul Dumnezeul lui Israel. De asemenea, un lucru foarte interesant este că Ahab, Elie, în ceea ce mă face să cred că această apariție a lui Elie spune un lucru foarte important despre el. Și anume, Elie era pierdut cu totul în cauza și în misiunea pe care o avea. Elie era pierdut, se pierduse pe sine în Dumnezeu. Cum zice Apostolul Pavel: eu nu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. În acest moment, Elie, omul, nu mai există. Este o situație similară cu David când s-a dus să se lupte cu Goliat. David, omul, David, băiatul, nu mai exista în momentul în care el a mers să lupte cu Goliat, ci era David, omul lui Dumnezeu, Elie, omul lui Dumnezeu. Și în multe ocazii în care oameni se identifică în mod absolut cu Dumnezeu și cu cauza lui Dumnezeu. Destinul lor personal, viața lor, cariera lor, planurile lor nu mai există. Al cărui slujitor sunt, m-am întrebat de câți ani slujea Elie pe Domnul. De câți ani a fi slujit Elie pe Dumnezeu? De câți ani de zile era Elie slujitorul lui Dumnezeu? Nu știm. În ce fel era Elie slujitorul lui Dumnezeu? Cred că se găsesc mulți slujitori al lui Dumnezeu, credincioși, în multe locuri. Se găsesc pe un șantier de construcții, se găsesc într-un atelier de reparat mașini, se găsesc lucrând la o bancă, se găsesc lucrând într-un spital, se găsesc în colegii, se găsesc în universități, se găsesc în țări bogate, se găsesc în țări sărace. Aceia care iubesc pe Dumnezeu și slujesc pe Dumnezeu în fiecare zi, indiferent de locul în care se află, au acest simțământ personal că ei slujesc pe Dumnezeu oriunde sunt. Pe acești oameni care trăiesc o viață simplă, Dumnezeu îi va chema într-o zi ca ei să le reprezinte în locurile probabil în care noi nu ne așteptăm niciodată. El a spus: al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, după cuvântul meu. Foarte scurt, Elie nu are nimic de negociat, transmite mesajul din partea lui Dumnezeu, cum a venit, așa a plecat. Când și-a revenit Ahab,
Până când Ahab să zică, puneți mâna pe el, Elie dispăruse. Și Biblia ne spune, cuvântul Domnului a vorbit lui Elie cu aceste vorbe, pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Și el a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. Și s-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Întrebarea care se pune, sau întrebarea pe care eu o pun este, poate Dumnezeu să dea copiilor săi pâinea și apa? Și unii dintre noi să ziceți, vă gândiți acum, dar și cărnița? Poate Domnul? Well, dacă Domnul a hotărât pentru Elie să-i dea pâine, carne și apă, Domnul a știut ce a făcut. Nu sunt sigur că va face așa și pentru generația cei din urmă, celor din urmă. Cu cei va hrăni Domnul pe cei din generația din urmă, nu știu. Asta e mai puțin important pentru mine. Întrebarea este, poate Dumnezeu să ne dea pâinea acea de toate zilele? Poate Dumnezeu să dea, să păstreze viața copiilor săi în condiții foarte neașteptate? Sunt lucruri care se întâmplă uneori. Am să vă povestesc o scurtă întâmplare. Timpul meu se apropie de încheiere. Eu am venit de curând, așa cum știți, de vreo 3 luni de zile în districtul acesta de la Fresno. În această biserică era un băiat tânăr, 28 de ani, de proveniență într-o familie de origine spaniolă. Părinții lui nu vorbesc limba engleză, mama lui puțin înțelege, tatăl lui nu vorbește deloc. El s-a botezat acum vreo 4 ani. Dar în ultimii 5 ani a avut de suferit, are mai multe tumori, a avut mai multe tumori la cap, la creier. A trecut prin mai multe operații. Eu auzisem despre el. Frații vorbeau, se rugau din când în când pentru el. N-am să-i spun numele. În cele din urmă, ca să scurtez povestea, de fapt, într-o bună zi m-am dus cu el la... cu un grup de tineri am ieșit să urcăm în Yosemite. Dacă vreți să veniți, vă așteptăm cu plăcere. Și urcam către un loc și băiatul acesta abia mergea. Când coboram, pentru că eu speram să... S-a luptat să vină și a urcat până la urmă până sus. Problema a fost că atunci când am coborât, erau niște trepte cam mari, așa, și stângi și cu tare, și el, când cobora, abia cobora și dintr-o parte într-alta mergeam în spatele lui, gândindu-mă să-l țin, pentru că m-a așteptat din clipă în clipă să cadă. Din fericire n-a căzut. Am dus acasă, mă rog, a fost cum... În mașina mea, au fost mai multe mașini. În cei din urmă mi-a spus și am auzit, au zis, trebuie să fac o operație. Pentru că medicii mi-au spus, dacă nu o fac acum, viața mea s-a încheiat. O tumoare se dezvolta aici, în partea dorsală a craniului. El vorbise, sau, mă rog, se vorbise cu niște medici din San Francisco, iar cei din Francisco i-au spus, nu ne băgăm la așa ceva. Deci, mari specialiști din San Francisco au zis, nu ne băgăm la așa ceva. În cei din urmă, un medic din Fresno, nu știu cum. N-are pe nimeni, cum să zic. De fapt, m-am dus la el într-o bună zi. I-au mai făcut o altă procedură, în sfârșit, și într-o zi a zis, eu știam, de fapt, lucrul acesta, dar a zis, n-am pe nimeni. De fapt, când i-am luat lucrurile, pentru că urma să aibă procedura medicală, avea un rucsac, câteva plase cu ceva de mâncare, am zis să le luăm, zice, luați-le, pentru că nu am pe nimeni. Probabil că din momentul în care el s-a botezat și a devenit adventist de ziua 7-a, familia lui, care este de o altă credință, nu l-a mai acceptat. Și am luat lucrurile. Ce s-a întâmplat este că, trebuie să vă spun, m-am dus să vorbesc cu el. Ca pastor este datoria mea să merg să vorbesc. Ce credeți că i-am spus? Ce ați spune dumneavoastră? Ce ați spune dumneavoastră cuiva care are o operație de făcut la creier, despre care medicii au zis, dacă scapă cu viață, o să fie
paralizat sau să fie o vegetală, cum se zice, dacă scapă cu viață. Procedura este foarte complicată. Cei din San Francisco nu au vrut să facă. Dumneavoastră, ce ați spune cuiva în situațiile astea? Cineva care are 28 de ani, dumneavoastră, ce ați spune? Să ai credință în Dumnezeu. Trebuie să vă spun ce am spus eu. Credința mea a fost mică. Și eu am zis să ne rugăm la Domnul, ca Domnul să-ți dea putere și voia Domnului să se facă. N-am, cum zic, alții au mai zis una alta, omenește vorbind, cum să zic, omenește vorbind, eram în fața unei situații în care, cum se spune, trebuie să accepti situația așa cum este și să te pregătești să-ți închei socotele. M-am rugat cu el, ne-am rugat cu el. Luni dimineața urma să intre în operație. Duminică, medicul chirurg care avea să-l opereze a sunat pe... Suntem trei pastori în echipa pastorală. A sunat pe pastorul, pe un alt pastor, și medicul care urma să-l opereze l-a sunat duminică și a vorbit cu pastorul pentru 20 de minute, o jumătate de oră. Și medicul care urma să-l opereze a fost foarte pozitiv. Și aici am acceptat să fac această procedură și am credință, am speranță că va fi bine. Și mi-a spus pastorul, în 50 de ani, de când zice, merg pe la spitale și am fost ca pastor, nu m-a sunat niciodată un medic. Să mă sune medicul pe mine, să vorbească cu mine. Presupunerea este că Juan a dat numele medicului, numele pastorului, pentru că n-avea pe nimeni altcineva. Oricum, dimineața, luni dimineața, la ora 7, eram la spital și eu și pastorul celălalt și din nou ne-am rugat și a venit și medicul, iarăși. Medicul care urma să-l opereze a venit. Am discutat cu el, încă pozitiv și optimist. Rezultatul a fost foarte pozitiv și cu totul neașteptat. A ieșit din operație după 10 ore. Operația a durat de la început dimineața la ora 8, s-a terminat pe la... sau 8 ore, pe la 4-5 după amiaza. Și rezultatul a fost foarte încurajator după ce a ieșit din operație. Mișca mâinile, picioarele, era clar că nu fusese atins niciun nerv important. L-am vizitat astăzi, mânca, era foame. Foamea este un semn de sănătate, știi? De cele mai multe ori. Dar era un om bolnav care mănâncă, e un semn bun. E un semn bun. Era foame, voia să mănânci. Era încă cu suferință. Dar m-am gândit mult. Trebuie să vă mărturisesc că n-am avut credință că el va trece prin această operație. Mi-era teamă. Și am rămas surprins că, cum se zice, alții de multe ori cauți pe cel mai bun medic, faci tot ce stă în putere să găsești pe cineva, dai telefoane în stânga, în dreapta, te frămânți, faci tot ce poți ca să găsești, să te duci unde este cel mai bun medic și apelezi la toate relațiile, cunoștințele și pilele pe care le ai. Și omul acesta care nu avea pe nimeni a găsit. Cine a găsit pe acest medic? Cine l-a găsit? Că noi nu l-am găsit. Nici părinții lui, și așa cum este el, a zis, nu am pe nimeni. Părinții de la întrebarea, ce poate să facă Dumnezeu? Păi Dumnezeu poate să facă ce vrea. Dacă Dumnezeu vrea să țină pe un om în viață, Dumnezeu ține pe un om în viață. Cum? Asta e treaba lui. Dacă Dumnezeu vrea să țină pe Ilie în viață cu trimițând corbii să-i aducă de mâncare, de unde luau corbii de mâncarea? Că nu o făceau ei. Nu știm și lucrul acesta e mai puțin important. Probabil că ziceți că o furau de la Ahab și atunci vă întrebați dacă lucrul ăsta este un lucru etic sau nu. Asta contează mai puțin. Ceea ce este important este că Dumnezeu a găsit această cale să rezolve o problemă care din punct de vedere omenesc era imposibil. Mă întreb, nu avem acum timp, dar m-aș fi întrebat, aș fi vrut să mă întreb și să... aș fi fost curios să știu dacă cineva din sală a trecut prin experiențe în care Dumnezeu v-a dăruit pâinea și apa într-un mod cu totul neașteptat. Într-un mod pe care noi oamenii nu-l putem plănui sau organiza. Dar aș fi dori să fac lucrul acesta. Sunt și eu legat de timp
Dar aș fost curios să întreb, pentru că mi-aș plăcut să aud povestirile dumneavoastră. Să spuneți dacă a fost vreo ocazie în care Dumnezeu a pregătit pentru dumneavoastră, cum zice undeva într-un psalm, o masă în pustie. Adică acolo unde nu se vede nicio posibilitate Dumnezeu să intervină. Psalmul 37, 25. Psalmul 37, 25 zice astfel. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Mama mea, pe vremea când eram copil, știu că avea probleme cu sabatul de multe ori, și ne spunea acest paragraf. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Biblia este plină de promisiuni cu privire la faptul că dacă Dumnezeu vrea, El poate să facă ce vrea. În Isaia, capitolul 33, este o promisiune deosebită. Se aplică în special la generația celor care trăiesc în urmă și zice astfel. Cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere, care își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupă urechea să n-aude cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii să nu vadă răul, acela va locui în locuri înalte, stânci și întărite vor fi locurile de scăpare, îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Ilie trăia într-o perioadă de mare secetă. Noi care acum trăim în California, eu am început să prețuiesc apa mult mai mult de când m-am mutat în California. Mult mai mult. Mă uit la fiecare cană de apă, adică sunt mult mai conștient. Dumnezeu a promis că își va păstra poporul până la sfârșit și cum vorbim despre Ilie, am să mă opresc aici pentru că timpul a trecut, aș fi dorit să amintesc câteva lucruri despre văduva din Sarepta. Poate că mâine vom continua și vom vorbi despre ea. Ne oprim aici cu acest exemplu de credincioșie a lui Ilie și faptul că Dumnezeu, dacă vrea, El va purta de grijă copiilor săi în cele mai dificile circumstanțe. Mă întreb când este momentul să învățăm aceste lecții ale unei încrederi desăvârșite în Dumnezeu. Când? Nu cumva experiențele de fiecare zi, nu cumva aceste vremuri pe care eu și cu dumneavoastră le trăim, îmi sunt încă dăruite pentru ca eu să învăț această lecție a unei încrederi fără niciun fel de îndoială în Dumnezeu. Fie ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să urmăm și noi exemplul acestui om, Ilie. Amin. Iisus, vă invit să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim pentru conducerea Lui, intonând imnul 231, Eu vin zi de zi.
Părintele nostru care locuiești sus în ceruri, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim pentru exemplul lui Ilie, îți mulțumim pentru că ne chem să urmăm exemplul lui. Te rugăm să ne dai puterea Ta, puterea Duhului Sfânt care să ne conducă și atunci când vor veni furtuni, când vom fi amenințați sau când vin încercări, ajută-ne să ne punem toată încrederea în Tine și Tu, Doamne, să-Ți desăvârșești imaginea și caracterul Tău în viața noastră. Îți mulțumim că vei fi cu noi și mai departe în acest sabat. Prin numele Domnului Iisus Te-am rugat. Amin.